O altă hotărâre a Guvernului, finanțarea consumului de fructe în școli. 1.700.000 de elevi din învățământul primar și gimnazial vor beneficia în anul școlar 2016-2017 de programul de încurajare a consumului de fructe în școli, finanțat din fonduri europene și naționale. Programul va fi implementat de Ministerul Agriculturii și prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, alături de Consiliile Județene. Astfel, în anul școlar 2016-2017 vor fi acordate gratuit mere în limita, pentru o perioadă de 88 de zile de școlarizare. Conform datelor comunicate de Ministerul Educației, după cum am zis, beneficiază de această facilitate 1.760.000 de elevi din clasele pregătitoare și 1.8 din învățământul public și privat autorizat și acreditat. De asemenea, Guvernul analizează și extinderea programului pentru preșcolari. Dacă sunt